Thank you.
de 111 pe care vă interesează și încerc să vă arăt câteva Asta e tavanul de sus. Din față până în spate. Aici e partea de jos, scaunele, toate sunt la locul lor. Încă un lucru care cred că e benefic, niciun parbriz nu e crăpat, niciun geam, toate sunt intacte. Aici e jos intervalul, două capace din Tego, aici lipsesc doar. E cam mizerie că la un moment dat a dormit un câine aici. Știam că nu voi mai avea nevoie de ea. Acum vreau să vă arăt exteriorul. Toate cauciucurile, cel puțin de 5 ani de când staționează, toate sunt umflate. Încă se poate circula mult și bine cu ele. Încă categoria a doua aveam la ea când circulam. Se poate vedea și de aici geamurile. Aici prin lăz încă este perină de față, aici e aerotermă, roată de rezervă, aici ultima ladă, inclusiv alternatorul tipul ăla vechi, perină de spate, conducția de la compresor, serpentina, pompe de apă, cameră de frânare. Uitați, aici se vede mai bine cauciucurile umflate, în perfectă stare de funcționare. Aici doar bateriile lipsesc.
așa cum pot, cât de cât încerc să vă arăt și motorul. Totul e la loc și ăsta, dacă pun două baterii, promit că pornește. Cam asta ar fi. Ce să zic, să aveți noroc și să vă bucurați de